Deci n-ați primit încă precizări. După ce ieri v-am arătat dezastrul din ANAF atunci când vine vorba de pregătirea angajaților pentru noua lege a datelor personale, astăzi continuăm seria de filmări cu camera ascunsă într-o altă instituție de stat care procesează un număr semnificativ de date personale pentru mulți români și nu numai. Mai mult în încheiere veți vedea cum în mediul privat din România patronii și managerii s-au pregătit temeinic și au reușit să-și instruiască angajații cu privire la ce presupun noile modificări de lege. Deci am fost la ANAF, după cum vedeți, și este una dintre primele instituții ale statului care evident nu sunt pregătite pentru această modificare legislativă care presupune o mai bună protecție a datelor personale. Vom merge în continuare la alte câteva instituții de stat să vedem în ce măsură și ele reacționează și cum reacționează mai ales la această modificare, dacă știu să le explice clienților ce presupun aceste noi reglementări și modul în care o fac. Suntem la agenția Tarom din Cluj-Napoca, o clădire aflată în aceeași stare de degradare ca și compania de transport aerian a României. Încă de la intrare suntem întâmpinați de o angajată care nici măcar nu știe la ce ne referim. Să știu care sunt noile reglementări cu privire la colectarea de date personale între mine și Tarom, eu în calitate de client și Tarom ca firmă, pentru că de astăzi s-au schimbat la nivel european. Cele două angajate se privesc nedumerite și îl cheamă pe șeful de agenție ca să lămurească situația. Doar că acesta e atât de relaxat cu privire la noile modificări, încât ne spune verde în față că la Tarom nu va fi cine știe ce agitație legat de GDPR. Motivul? Infrastructura de colectare a datelor e atât de în urmă, încât ei habar n-au cine unde zboară când o face pe o linie Tarom. Ascultați și vă minunați! Deocamdată, sincer, nici măcar nu există un modul client pe site-ul nostru unde să faceți cont și să aveți un spațiu al dumneavoastră. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi încă n-am ajuns la... Păi da, eu am card de mile... La Flying Blue? Da. Și acolo sunt datele mele personale. Acolo sunt datele noastre personale, dar... posesorii programului Flying Blue sunt companiile Air France, KLM. Nu noi, suntem doar parteneri. Pe cardul nostru scrie Tarom. Scrie și Tarom că suntem parteneri, dar... Dar la fel ca la ANAF, scuzele țin loc de explicații coerente și în cunoștință de cauză. Se pare că pentru angajații din companiile de stat, explicațiile stângace și aruncatul pisicii în curtea vecinului sunt regulă de aur în interacțiunea cu clienții. Probabil nu sunteți clienți în baza noastră. Mă îndoiesc că zbor foarte frecvent cu Tarom. Nu salvăm persoanele fizice. Deci, efectiv, după ce v-ați făcut călătoria, am uitat de dumneavoastră. Asta e problema. Acum lucrăm să implementăm un soft de relaționare cu clienții, dar, din păcate, în clipa actuală, eu nu cunosc dacă un pasager de-al meu a mai călătorit de mie de ori cu mine sau prima dată în fața mea. La pământ. Cam pe aici e Tarom în momentul în care toate companiile care operează în Uniunea Europeană își bat capul și încearcă să găsească soluții prin care să protejeze cât mai bine datele personale ale clienților. La Tarom nu e cazul, deși asta e parțial adevărat. Compania colectează date personale în diferite etape ale interacțiunii cu cetățenii europeni. De la cumpăratul biletelor, la procesul de check-in și chiar atunci când îți faci un cont online, Tarom colectează date personale, deci trebuie să se supună noilor reglementări GDPR. Deci, încă nu ne-am aliniat nici la vechile standarde, ori GDPR-ul vine și de acum. V-a cam luat prin surprindere. Păi GDPR-ul nu e problemă prin surprindere, dar nu eram noi în urmă la colectarea datelor. Cine știam clienții. Dacă ar fi să judecăm după reacția celor două instituții, am putea trage concluzia că instituțiile din România nu s-au pregătit deloc pentru implementarea noilor reglementări atât de importante și discutate la nivel european. Doar că nu e chiar așa. În mediul privat, acolo unde respectul pentru client și calitatea serviciilor sunt principii sfinte când vine vorba de succesul unei afaceri, lucrurile stau cu totul diferit. Am intrat într-o bancă din Cluj-Napoca, una cu capital românesc, și am pus aceleași întrebări pe care le-am pus și angajaților de la ANAF și Tarom. Nu mare ne-a fost surpriza să vedem angajați amabili, bine pregătiți și care ne-au rezolvat problema în doar câteva minute. Aici nu este bifată niciunul dintre serviciile pe care le-am putea oferi prin serviciul de marketing și e bifat pe nu doresc să primesc niciun fel de mesaj personalizat. O să mă curat. Mulțumesc.
Mulțumesc, o zi bună. Mai puțin de 2 minute a durat toată interacțiunea cu funcționarul băncii. O semnătură pe o foaie de hârtie și totul explicat cu zâmbetul pe buze, calm și relaxat. Deci, se poate, doar că nu și în instituțiile plătite din taxele noastre. Aici, așa cum ați văzut în cele două materiale filmate cu camera ascunsă, nimeni nu știe ce se întâmplă, iar oamenii sunt purtați pe drumuri de la un birou la altul.